Și o veste foarte bună vă dau. În sfârșit este pavată și strada Melții. Este o stradă la care eu țin foarte mult, cum de altfel țin la tot centrul istoric, dar strada Melții are parte de o piatră mai specială. Am tot vorbit despre asta, de o piatră de la o carieră din Italia, cam singura, sau în orice caz, una dintre puținele cariere existente, cu tipul acesta de piatră, foarte frumoasă, o combinație așa, roșiatic-gri, și am reușit să obținem toată piatra necesară în același ton coloristic. Toată pavarea este gata, prin urmare, pe strada Melții. A ieșit foarte frumos, așa cum m-am așteptat de la început, cu porțiuni pavate cu piatră mare pe zona centrală, astfel încât să fie acolo, pe partea centrală a străzii, o zonă comodă la plimbare și pentru domni, dar în primul rând pentru doamne și domnișoare, care trebuie să meargă în centrul istoric al Timișoarei, inclusiv cu tocuri. Nu neapărat cu încălțăminte sport, așa cum li se părea unora că ar fi cazul. Centrul istoric al Timișoarei va deveni o zonă de lux în câțiva ani, o zonă cu magazine, restaurante, baruri și așa mai departe, de înalt nivel, și zona aceasta este și la doi pași de instituțiile culturale ale orașului, unde oamenii merg cu o anumită ținută și nu cred că este normal să se meargă cu punga cu încălțăminte de schimb în mână, ci cred că este normal ca în centru istoric să existe suficiente străzi care să ofere și comoditate la plimbare. Și acestea sunt, în urma solicitărilor mele exprese la începutul implementării proiectului, solicitări care se regăsesc până la urmă, acceptate de proiectanți în proiectul revizuit, zonele centrale de la Lucian Blaga, Vasile Alexandrii, Melții și Eugeniu de Savoia, toate sunt cu plăci mari. Dar libertății e mai dificil să mergem cu tocuri. Și în libertății sunt porțiuni care alternează, porțiuni netede și porțiuni cu piatră cubică. Trebuie să înțelegem și punctul de vedere al arhitecților, care au pledat pentru piatră cioplită quasi generalizat. Trebuie să înțelegem că în centrele istorice și în alte părți există pavaj cu piatră naturală cioplită și că acest pavaj este cel mai valoros din punct de vedere arhitectural, din punct de vedere estetic, după spusele specialiștilor. Însă noi trebuie să îmbinăm valoarea aceasta cu pragmatismul. Și de aceea eu am cerut să se folosească tot piatră naturală, că nu s-a pus problema nicio clipă, să folosească altceva decât piatră naturală, dar o piatră de tip placă, deci prelucrată la nivel de placă, repet, în zonele centrale ale acestor străzi care oferă buni kilometri pentru promenadă în centrul istoric. Am fost în multe locuri în lume unde pavarea este făcută în fel și chip și numai cu piatră cioplită, și chiar dacă e foarte frumos, e groaznic să te plimbi mult pe o astfel de suprafață, și în zone în care dimpotrivă s-a optat pentru piatră tăiată, câteodată chiar pentru piatră artificială, în poze arată bine, chiar în România avem exemple în acest sens, nu vreau să le dau că nu aș vrea să apară pentru cineva
că aș vrea să critic ce au făcut alții, Doamne ferește, e decizia fiecăruia. În poze arată bine, dar în realitate este piatră tăiată, e alt nivel. Eu zic că după ce terminăm lucrările, Timișoara trece clar pe primul loc la capitolul amenajări de centre istorice din punct de vedere al valorii arhitecturale, estetice, a ceea ce vom avea noi făcut aici. Am avut arhitecții buni, proiectanții buni, dar trebuie să și acceptăm soluțiile lor. Întotdeauna artiștii vin cu soluții care mai stârnesc și controverse. Din păcate, la noi nu se prea înțelege cât e treaba primarului și cât e treaba proiectanților, arhitecților. Apropo și de discuțiile cu statuile. Deci nu robul alege statuile.